Salutare tuturor! Urmărind în ultima perioadă ce se întâmplă prin social media, prin YouTube, prin tot felul de platforme, am ajuns la o concluzie. Poate sunteți de acord cu mine, poate nu, poate voi lua mai mult hate, poate nu, poate va primi acest clip mai multe dislike-uri decât like-uri, îmi asum, dar cert este un lucru. În România, indiferent că vorbim de o trupă de muzică, indiferent că vorbim de un content creator, o echipă de fotbal, nu sunt susținuți. De cine să fie susținut? Păi este simplu, de urmăritorii lor. Adică văd canale de YouTube care au ajuns la 1 milion de abonați, dar fac 10.000 de vizualizări. Adică acolo vorbim de 1% din abonați s-au uitat la clipul respectiv. Și apoi mă uit în secțiunea de comentarii la acel YouTuber și oamenii nu sunt mulțumiți pentru că el își promovează magazinul lui în clipurile respective. Dar nu înțeleg faptul că ei, ne dând un like, ne lăsând un comentariu, ne dând un share, el nu este susținut. Chiar mă uitam la George Buhnici, un om care oferă content de calitate, aduce invitați de calitate și face 20.000 de vizualizări, 30.000 de vizualizări la un clip când el are peste 1 milion de abonați. Apoi, în comentarii, oamenii știu să comenteze că nu le convine că a luat 10 secunde din clip să își prezinte magazinul online pe bune, dar cum vrei tu să-l susții pe acest om care îți aduce content de calitate? Uitându-te de partea cealaltă, peste ocean, îl avem pe un Mr. Beast care are 140 de milioane de abonați, dar el când a postat un clip, în primele 48 de ore a făcut 80 ceva de milioane de vizualizări. Se mai compară cu ce este la noi? Spunem că nu avem echipe de fotbal. Ok, nu avem echipe de fotbal, dar de ce? Când te duci în tribunele unui meci din Liga 1 să găsești 500 de oameni, când ei aveau capacitate de 1000 de oameni, păi da, nu mă uit pentru că nu joacă fotbal. Păi da, nu joacă fotbal pentru că nu au bani să aducă jucători care să joace cu adevărat fotbal. Dar nu trebuie să ne victimizăm și nu trebuie să luăm mentalitatea comunistă în care totul să ni se dea gratis. Asta este diferența. Am reușit să fac astfel de comparație deoarece eu am mai multe canale de YouTube, printre care unul și în Olanda, iar la 328 de abonați pe care îi am în acest moment, sunt 18 persoane care vin pe Buy Me a Coffee și fac donații sub formă de membership pe o simplă idee. Marius, dar tu când vii și faci un clip, tu ne iei nouă din timpul pe care noi ar trebui să îl acordăm pentru ca noi să facem acel research. Și mai mult decât atât, eu pe acel canal nu pun decât imagini cu voice-over. Atâta tot. Nici măcar nu mă arăt pe acel canal. Mentalitatea este complet diferită. În România vin unii și spun, ți-ai făcut canal de YouTube, trebuie să-ți asumi acest lucru. Că eu vin și te înjur, trebuie să-ți asumi acest lucru. Că mie îmi convine sau nu îmi convine, trebuie să-ți asumi acest lucru. De partea cealaltă vin oamenii și spun, tu ți-ai luat 3 ore să faci research și ne-ai făcut un clip de 20 de minute, noi ce putem să-ți oferim ție înapoi? Un like și un subscribe? Ăla este la ordinea zilei. Ba mai mult decât atât, oamenii vin și înțeleg că timpul înseamnă bani. Acum dacă puneți și asociați cu faptul că unii vând cursuri, alții fac contracte cu case de pariuri, cu cazinouri, este de înțeles de ce. În România se cere foarte mult material cât mai gratis posibil. Dacă s-ar putea să fie totul gratis, nu ar spune nu românul. Nu toți, bineînțeles, sunt oameni care îi susțin urmăritorii lor, dar nu la nivelul în care să ne putem compara cu cei din afară. Poate o să spuneți, asta este o frustrare. Nu. Complet greșit să gândești așa ceva. Sunt genul de persoană care spun lucrurilor pe nume și chiar nu mă interesează dacă deranjez pe cineva sau dacă sunt pe placul cuiva, eu întotdeauna voi căuta să fiu natural, nici de cum să îmi pun o mască pe față pentru a face pe plac cuiva. Nu, niciodată nu o să fac acest lucru. Dar cert este că s-a ajuns la acest nivel în care un YouTuber din România să facă contract cu o casă de pariuri și să-ți promoveze ție păcănele, din simplu fapt că poate acel YouTuber avea 30-40 de mii de subscriberi și face 2000 de vizualizări când el postează un clip.
Ok, poate i s-a schimbat contentul, poate nu mai livrează la fel, dar din 40.000 să faci 2.000 de vizualizări, îmi cer scuze. Îi dau dreptate dacă el face un contract cu o casă de pariuri, pentru că ăia oferă bani. YouTube îți oferă un RPM foarte mic. Să luăm în calcul un clip în materie de educație, poate are un RPM de 2. Asta înseamnă 2 dolari la 1.000 de vizualizări. Deci, un YouTuber ar trebui să facă 50.000 de vizualizări pentru a face 100 de dolari. Cum vi se pare această idee? Mai vi se pare interesant? Să faci un clip care să facă 50.000 de vizualizări în România, chiar trebuie să aduci foarte mult research, tot trebuie să aduci probabil pe cineva invitat în clipul respectiv, care este o persoană cunoscută, și când vezi că la sfârșit de lună acel clip ți-a adus 100 de dolari, parcă nu se mai merită să faci acea muncă. Dacă având 40.000 de abonați, 10% din ei te-ar susține cu un membership minim, cât ar fi minim, nu știu, undeva la 3 euro, da? Din 40.000 să ai 4.000 de oameni care îți oferă 3 euro în fiecare lună, atunci poți să livrezi omului doar ceea ce dorește. Content de calitate, content care să nu cuprindă promovări de produse, content care să nu-ți aducă bani din altă parte, din cursuri, din cărți, din tot felul de lucruri de acest gen. Nu știu, chiar vreau să aflu părerea voastră. Cum vi se pare? Am dreptate cu ceea ce spun că în România mentalitatea comunistă cu lucruri gratis încă persistă și inclusiv tinerii au preluat-o și au așteptări ca tot ce îi înconjoară să fie cât mai gratis posibil? Chiar aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii.